Acțiune pe naiba. La prima oră, măi, cu dă-te mai în stânga, dă-te mai în dreapta, ia, stai așa, stai invers. Ce e asta așa? Este dansul mailbox-ului. Dansul mailbox-ului? Păi atunci să înceapă, nu? Păi hai. Hai. Păi hai să începem cu primul mail, care vine de la G3T Gabi 3 Tears. Wow. Bună ziua, echipa Pisic Garaj, aș avea și eu de adresat câteva întrebări. Wishlist va fi achiziționat în următoarele luni. Desktopul va fi utilizat în gaming, streaming, randare video și foto. 1. Se merită să fac downgrade la 1060 sau să rămân la 1070? Rămâi la 1070, asta pentru gaming și pentru streaming, pentru că pentru randare video și foto e mai important procesorul, dar ajungem imediat acolo. Sursa aduce întreg sistemul. E întrebarea a doua. 3. Îmi puteți recomanda o placă de bază cu mai multe porturi de ventilatoare? Această placă de bază are 4 sau un adaptor pe care îl găsesc la voi în site. E vorba de un fan controller, ca așa îi zice. Alte modificări pe care aș putea să le aduc PC-ului pentru mărirea de performanță să nu depășească bugetul cu mai mult de 350 de lei. Vă mulțumesc foarte mult, spor la muncă și toate cele bune. Ia să vedem ce wishlist are omul ăsta. Cum îi zi? Red Daemon. Hard disk Western Digital Blue, 1 tera, sursă SirTech High Power Element Smart 550W, e excepțională sursa asta, memorie Corsair Vengeance LPX Red 16GB de drepat la 2400, bun, placă video Ino 3D GeForce GTX 1070 iChill, cea cu 3 ventilatoare, o placă video excepțională, carcasă Deepcool Tesseract Red, procesor AMD Ryzen 5 1600X, e foarte bun pentru randări foto, video și pentru gaming, de ce nu? Placă de bază Asus Strix B350F Gaming, ventilator, radiator, Flowstone, deci 3 ventilatoare și-a ales, și un Cooler CPU Arctic AC Freeze 33 eSports Edition Red, un cooler aftermarket. Eu ți-aș recomanda să rămâi cu ventilatorul din pachetul procesorului, nu de altceva, dar e foarte bun și având în vedere acest lucru mai economisește aproximativ 265 de lei cât este acest cooler aftermarket, buget pe care ai putea să te orientezi spre un SSD, pentru că nu ai niciun SSD aici. Pe de altă parte ai zis tu că vrei dar stai așa, vrei o placă de bază cu mai multe fan porturi, da? Dar mai presus decât orice, această carcasă, câte ventilatoare poți să pui pe ea? 4. La ce trebuie o placă de bază cu 6 porturi, spre exemplu? Dacă tu poți să pui pe această carcasă decât 4 ventilatoare și deja 2 sunt incluse, iar tu în wishlist mai aveai încă 3. Atenție! Lasă decât 2 ventilatoare în wishlist, din 3 cât ai pus tu, și lasă placa de bază pe care ai ales-o tu. În cazul în care schimbi carcasa și atunci ai mai multe ventilatoare incluse, ai ceva opțiuni și ele ar fi un MSI B350 PC Mate care are 6 porturi pentru ventilatoare, un MSI B350 Tomahawk care iarăși are 6, un Gigabyte GAB350 Gaming 3 care are 5 sau un MSI X370 Gaming Plus care are 6. MSI-ul merge pe 6 porturi pentru ventilatoare, 6 fan porturi. Dar dacă rămâi la carcasa asta, la Tesseract, având în vedere că maximum de ventilatoare pe care poți să le montezi sunt 4 și deja 2 ai incluse, nu știu la ce trebuie. În rest, configurația sistemului tău arată chiar foarte bine. Singurul lucru pe care l-aș adăuga, am spus un pic mai devreme, este vorba de un SSD. Iar dacă și așa îți faci grijă în ceea ce înseamnă placa video 1070 versus 1060, păi dragul meu, pot să spun că în jocuri precum Overwatch, diferența de performanță este în
favoarea lui 1070 e o diferență de performanță de 22%, în GTA la fel 25%, mă refer la jocuri în Full HD și cu toate setările. Pe maxim, Battlefield 1 iarăși 32% performanță față de 1060 cu 6 GB, deci rămâi pe 1070, plus că aici-ul ăla este o placă extraordinar de mișto. Extraordinar de mișto și cu niște frecvențe pe procesor și pe memorii foarte ridicate. Alin Sabău, ce părere aveți despre Lenovo Legion Y520? Merită investiția? Ce m-ați recomandați la acest laptop, cu sau fără fir? Mulțumesc! Y520 ai mai multe configurații, tu ne-ai spus decât așa pe ansamblu, cum ar fi platforma, dacă se merită. Da, merită, fără doar și poate. Y520 merită atenția, dar și investiția. În ceea ce înseamnă mouse, poți să iei ce vrei tu. Dacă te gândești la portabilitate, atunci ia-ți un mouse fără fir, un mouse wireless sau un mouse pe Bluetooth, de ce nu? Dar dacă este pentru gaming, atunci ești limitat ca modele. G403 de la Logitech este un mouse extraordinar. G900 este iarăși un mouse extraordinar pe wireless. Iar pe fir ai o multitudine de modele, poți să iei de la Fortec, poți să iei de la Asus, poți să iei de la Logitech, poți să iei de la cine vrei tu. Și a venit și mail de la Pucipuc, care zice așa: salut, eu acum am un GTX 970 și vreau să-mi iau un GTX 1080 Ti cu 3 ventilatoare. Merită? Mulțumesc pentru ajutor. Normal că merită. Diferența de performanță între 970 și 1080 Ti este imensă, ca să nu mai punem în calcul și faptul că e vorba de o generație nouă de procesoare grafice versus o generație mai veche și în același timp și de consum. Un exemplu foarte, foarte rapid, în Battlefield 1, spre exemplu, GTX 970 Founders Edition are un average FPS de 66,7. Da? Ca și valoare. 1080 Ti-ul are undeva la 137 de FPS-uri average, deci mediu, valoare medie, nu maximă. Valoare medie. Îți dai și tu seama că merită. Vorbim de rezoluție Full HD cu totul pe maxim. Merită investiție. Am zis merită de 3 ori în răspunsul anterior. Sunt turbat. Da, chiar merită. Chiar merită. Cristi CRSS: salutare băieți, aș dori și eu părere despre wishlist-ul următor. Stai. Se poate efectua asamblare premium? E prima întrebare de genul ăsta. Componentele sunt compatibile, aș dori să-l fac de BF. Bun, hai să vedem ce ai tu aici. Ai un Western Digital Blue de 1 TB, memorie și 8 GB la 2400 de DDR4, MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6 GB, carcasă SEGOTEP SGK7, monitor kit gaming Corsair de 550W 80+ Gold, placă de bază MSI B350 Tomahawk, R5 1500X și radiator ventilator SEGOTEP RGB fan 120 de mm, 3 bucăți. Da, se poate face asamblare premium fără niciun fel de problemă. Componentele sunt compatibile între ele, numai că, stai un pic că tu ți-ai luat 3 fanuri, aceeași problemă. Carcasa SGK7 are incluse 4 ventilatoare și maximum câte se pot monta pe ele sunt 6, deci mai scade un, lasă decât 2 ventilatoare în wishlist-ul tău. Cam atât, în rest totul e perfect. Da. Trecem la următoarea întrebare, hai! Marius Mario: bună, am și eu o întrebare. Am achiziționat până în momentul de față o placă de bază ASRock B250 Gaming K4 și un procesor Intel Kaby Lake Core i5 7400 3 GHz Box. Ce componente îmi recomanzi mai departe pentru un PC de gaming la un buget mic sau mediu și în funcție de ce am achiziționat până în momentul de față? Dacă e un buget mic, eu m-aș duce cu un 8 GB de DDR4 la 2400 și un 1050 Ti. Dacă e un buget care îți permite să te duci spre 1060, varianta de 3 GB sau chiar varianta de 6 GB, cam asta trebuie să achiziționezi. O sursă 80+ Bronze, SearTech High Power, este mai mult decât ok, iar carcasa e în funcție de gusturile tale. Iarăși, un SSD de 120 de GB minim pentru sistemul de operare și un hard disk de 1 TB, Western Digital Blue sau Seagate
e din nou alegerea ta, în funcție de preferințe. Ultimul mail este un mail mai tricky un pic, trimis de Marianix MRX, Upgrade PC. Salutări, Madalin, am următorul sistem. Procesor Intel Pentium G3220, un minunat procesor la vremea lui. Memorie RAM Kingston HyperX Genesis 8GB la 1600, plac de bază Astrock H81M DGS Revizie 2.0, hard disk de 500 de giga plus un SSD Kingston UV400 de 120 de giga, sursa ATX Deluxe, aule mamă, de 450 de W. De câteva zile mă tot gândesc ce update sau upgrade să fac și dacă se merită. Am două variante. 1. Fii atent, ești atent? Prima dată mă gândeam să cumpăr o placă video 1050. Dacă mi-ai recomanda una, aș aprecia. Maximum 650 de lei. E o variantă bună și ar face casă bună cu acel G3220. 2. Să iau alt procesor. Mă uitam la un Intel Haswell Refresh Core i3-4170T sau un Intel Haswell Refresh Core i3-4160 Box. Mulțumesc anticipat, o zi bună. Tu ce ai alege, mă? Tu ți-ai alege să-ți faci un upgrade la procesor sau să-ți pui o placă video? Placă. Placă video, a zis Răzvan. Hai să vedem ce placă video îi găsim omului. Bun, 1050. Până în 650 de lei ai foarte multe opțiuni. Ai foarte multe opțiuni. Ai de la Asus, de la Ino, de la MSI, de la Gigabyte, de la Palit, de la Gigabyte din nou, de la MSI din nou. Eu m-aș duce spre una cu o frecvență ridicată a procesorului grafic și aceea ar fi MSI GeForce GTX 1050 Aero ITX. De fapt, toată seria 1050 este numai cu 2 GB memorie video dedicată. Înțelegi? De asta este foarte ușor să alegi un 1050. În funcție de ce? De preferințe, de producător, de răcire, de frecvența procesorului grafic și cam atât. Cam atât. Eu ți-am recomandat MSI GeForce GTX 1050 Aero ITX. De ce? Pentru că față de celelalte modele mai ieftine, aceasta are frecvența procesorului la 1404 MHz față de 1354 MHz. O să zică foarte multă lume, da, e vorba de cât de 50 de MHz, nu prea se vede. Bă, într-adevăr, nu prea se vede. Dar de ce să nu ai 1, 2, 3, poate chiar 15 PS-uri în jocuri mai mult? Și să te calicești, mai ales că tu ai un buget destul de mare, diferența între un model cu 1354 MHz și asta e de cât de 20 de lei. Voilà! Astea au fost întrebările pentru din mailbox-ul de astăzi. Nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care deja le știți. live@pcgarage.ro și pcg.ro/tv. Eu am fost Mădălin, să aveți o zi excepțională!